Acum, sincer vorbind, nebun trebuie să fii sau chiar și să nu vezi atracția fizică dintre cei doi. Pentru că ați văzut în toate imaginile și postazele în care ne-au fost arătați Stelian și Ramona pe parcursul după miezii de ieri, când ușile au fost deschise, Ramona a fost tot timpul călare pe situație, ca să zic așa, pentru că. Și acesta e un lucru care place lui Stelian foarte mult la Ramona: faptul că este o tipă fără inhibiții, există acolo o tensiune foarte mare sexuală între cei doi, hormonii își spun cuvântul. Stelian se vede că ar face mai mult de atât pentru că a și spus că îl deranjează camerele care ar face și alte lucruri. Adică chiar e foarte clară situația în ceea ce îi privește pe cei doi. Sigur că foarte multă lume o critică pe Ramona pentru că nu are demnitate, nu are bun simț, nu o deranjează ipostazele în care se pune și stă toată ziua așa cum o vedeți, chiar dacă este totuși mamă. Este totuși o doamnă divorțată cu un copil și ar trebui să aibă mai mare grijă, dar n-ai cum să cere acest lucru dar pe de altă parte le dau dreptate și băieților în ceea ce îl privește pe Stelian, părerea lor legată de top, de frica eliminării, toate lucrurile astea care l-au măcinat pe el de când nu a mai fost în top și tot spunea că victimizarea îi aduce Ramonei locul în top. Vă amintiți că l-a deranjat foarte mult acest lucru iar acum are curs și el la ce mai avea de se mai putea face în această privință.